faci pentru o alimentație sănătoasă. V-ați săturat de cure de slăbire și de liste de alimente interzise? Vă simțiți vinovați după ce mâncați schnitzel sau cartofi? Aveți impresia că vă trebuie un doctorat în nutriție ca să faceți alegeri corecte? Să spuneți stop războiului cu mâncarea și să vă construiți singur o alimentație sănătoasă. În 7 pași. Pasul 1. Eliminați ronțăielile dintre mese. Nu ne îngrășăm din ciorbă și tocăniță, ci din covrigei, alune și migdale, napolitane și biscuiți, mâncate pe tot parcursul zilei. Toate produsele de ronțăit, dulci sau sărate, sunt concentrate în calorii și pot dubla aportul energetic dintr-o zi. Nu le considerăm mâncare, nu ne dăm seama când s-a terminat punga, dar ne întrebăm de ce n-am îngrășat. Obiectivul trebuie să fie zero gustări și ronțăieli, cu o pauză de 5-7 ore între mese. Pasul 2. Limitați consumul de zahăr. Chiar dacă are tot 4 calorii pe gram ca și pâinea sau carnea, zahărul este cel mai periculos element pentru silueta. În prezența lui, metabolismul se schimbă și ficatul începe să facă grăsime de rezervă. Deci zahărul este un catalizator pentru îngrășat. Și când spun zahăr, mă refer la toți agenții de îndulcire, indiferent că este vorba de zahăr alb sau brun, de sfeclă sau trestie, miere sau sirop de arțar. Și fructoza din fructe, tot zahăr este, iar fructele îngrașă dacă sunt consumate în exces sau transformate în suc. Pasul 3. Eliminați excesul de făinoase. Toată lumea știe că pâinea, pastele și orezul îngrașă. Adevărul este că nu carbohidrații îngrașă, ci excesul de carbohidrați. Avem nevoie de glucidele lente din făinoase, aduc energia necesară tuturor celulelor. Ce nu este consumat prin mișcare se depune ca rezervă de grăsime, deci respectați porția corectă. Într-o farfurie ideală, făinoasele ocupă un sfert din suprafață. Asta înseamnă o felie de pâine sau 3 linguri de orez, paste, mămăligă, cartofi sau leguminoase boabe la fiecare masă. Pasul 4. Transformați grăsimile în condimente. Tot ce este gras îngrașă, iar grăsimile au volum mic și 9 calorii pe gram. Uleiul este cel mai caloric produs alimentar, cu 100% grăsime și 100 de calorii pe lingură. Tot în grăsim intră oleaginoasele, semințe, nuci, alune, migdale, au 40% grăsim și multe calorii. Mezelurile și brânzeturile conțin 50% grăsime. Untul, smântâna și ciocolata sunt și ele grăsimi, la fel măslinele și avocado. Avem nevoie de 30 de grame de grăsime pe zi, deci fiți gârciți cu uleiul în mâncare și nu ronțăiți toată punga de migdale. Pasul 5. Învățați să iubiți legumele. Conțin peste 90% apă, au volum mare și calorii puține. Sunt singurele alimente pe care le putem consuma fără limită de cantitate. Legumele trebuie mestecate și cu cât mestecăm mai mult, cu atât ne săturăm mai repede. Deci învățați să consumați legume la fiecare masă. Într-o farfurie ideală, minimum jumătate din suprafață trebuie să fie acoperită cu legume. Cu cât mai colorate și mai diferite, cu atât mai bine. Și nu, cartoful, fasolea și mazărea nu sunt legume. Pasul 6. Consumați zilnic produse lactate. Laptele este singurul aliment cu efect 3-in-1. Are rol prebiotic, probiotic și postbiotic. Conține 87% apă, procente egale de glucide, proteine și grăsimi, plus toate mineralele de care are nevoie organismul. Laptele este un aliment complet, care hrănește și hidratează, iar produsele lactate fermentate echilibrează în mod natural microbiota intestinală. Iar când spun lapte, nu mă refer la brânzeturi, ci la produsele lactate cu maximum 10% grăsime. Lapte dulce și bătut, iaurt, sana, chefir, brânză proaspătă și urdă. Pasul 7. Mâncați în funcție de senzația de foame și folosiți-vă simțurile. Foamea este o senzație normală și se antrenează ca un mușchi. Pe o scară de la 1 la 10, mâncați doar atunci când vă este foame de nota 7-7. Obiectivul este să creștem toleranța la foame, nu să ne fie frică de ea. Iar când mâncați, analizați alimentele cu simțurile. Văz, auz, miros, gust, atingere. Evitați alte activități în timpul mesei și fiți cu atenția în farfurie. Când mâncăm cu cele 5 simțuri, ne săturăm mai repede și cu mai puțină mâncare. Faceți ordine și curățenie în alimentația voastră. Restabiliți echilibru și normalitatea. Puneți în practică cei 7 pași. Merită efortul!